Am inițiat un studiu în care am urmărit să determinăm prezența anticorpilor în serul persoanelor care au fost vaccinate. Vaccinul a fost deja introdus, vaccinurile, în România și în Europa și în întreaga lume, la sfârșitul anului trecut. Și, practic, din luna decembrie și începutul lunii ianuarie, persoanele care lucrau în domeniul sanitar au început să fie vaccinate. Și am dorit să vedem care este, de fapt, evoluția în dinamică a anticorpilor care se produc după vaccinare. În acest sens, noi am realizat un studiu la Spitalul Clinic Municipal de Urgență din Timișoara. Studiul a fost realizat în laboratorul clinic al spitalului și am determinat anticorpii care sunt produși IgG după vaccinare. În acest studiu am introdus, practic, am inclus două loturi. Au existat persoane care au fost infectate înainte de a intra în studiu, iar dovada infecției a trebuit să fie prezentată prin confirmarea PCR-ului care a fost pozitiv sau determinarea de anticorpi antinucleocapsidă. Și celălalt lot a fost de persoane care au fost vaccinate, dar nu au trecut prin infecție. Și, practic, am dorit să comparăm care este titrul, care este valoarea anticorpilor pe care am detectat-o lunar în cele două loturi de persoane care au fost testate. Primul lucru care pot să vi-l spun este că am constatat o scădere a titrului de anticorp de la o lună la cealaltă, o scădere care a fost confirmată la ambele loturi pe care le-am inclus în studiu. O a doua observație care am realizat-o este că persoanele infectate anterior vaccinării au avut un titru cu mult mai mare de anticorpi comparativ cu persoanele care au fost vaccinate, dar care nu au trecut prin infecția cu SARS-CoV-2. Iar această diferență, să știți că a fost semnificativă. Și am întâlnit-o practic la toate grupele de vârstă, am întâlnit-o indiferent de sex și care s-a menținut în fiecare lună de testare. Atât în prima lună, în a doua lună, cât și în a treia lună. Explicația pe care noi am găsit-o și nu numai noi și alți colegi care au inițiat astfel de studii se poate regăsi în faptul că cei care au trecut prin infecția cu SARS-CoV-2, sigur că au produs anticorpi. Și faptul că respectivii anticorpi au fost produși și a fost stimulat, de fapt, un răspuns imun din partea organismului în fața virusului, a contat atunci când vaccinul care a fost administrat acelor persoane, la rândul său, a adăugat și a contribuit la un răspuns imun. Și în acest fel, practic, persoanele care au trecut prin infecție și au fost vaccinate au avut un titru de anticorpi mult mai mare decât cei care nu au trecut prin infecție. Aș spune, au fost diferențe, din punct de vedere științific și statistic vorbind, semnificative. Adică au fost persoane care au avut, spre exemplu, titruri de mii și zeci de mii. Noi am folosit un reactiv foarte bun care permite cuantificarea nivelului de anticorp la valori foarte mari. Și în acest fel noi am putut ca să evaluăm foarte acurat care este nivelul produs la fiecare persoană testată. Noi am avut posibilitatea și am și stratificat în acest fel cei care au fost incluși în studiu. Au fost două, practic, loturi. Un prim lot care au avut vârsta cuprinsă între 24 și 44 de ani și ceilalți care au fost între 45 și 65 de ani.
Diferențele între cei infectați și neinfectați cu SARS-CoV-2 s-au menținut. Deci, în general, indiferent de grupa de vârstă, au existat titruri mai mari. Dar ceea ce am observat și a fost foarte interesant este că nivelul anticorpilor care a fost produs de către grupa de 45 până la 65 de ani a fost cu mult mai mare decât nivelul de anticorpi care a fost produs de vârsta 24-44 de ani. Și acest lucru a fost întâlnit la persoanele infectate, în primul rând, dar chiar și la persoanele neinfectate au existat anumite diferențe. Sigur, ne-am pus întrebarea de ce se întâmplă acest lucru. Și explicații există. Există câteva studii care au sugerat contribuția pe care o are expunerea umană de-a lungul vieții la alți germeni, inclusiv alte coronavirusuri. Pe lângă această expunere, care sigur determină o stimulare a răspunsului imun, deci în momentul când organismul se întâlnește, să zicem, cu un virus gripal sau cu un alt coronavirus, se produce un răspuns imun. Ei, acel răspuns imun și celulele care memorează întâlnirea cu acel germene, cu acel virus, contribuie în acest fel la o creștere a nivelului de anticorpi. Și în acest fel se explică de ce persoanele care sunt mai în vârstă și care au avut anterior alte contacte cu alt virus au dezvoltat un nivel mai mare de anticorpi. Ce este foarte interesant este că la persoane chiar care trec peste 65 de ani, într-un studiu care a fost recent publicat și care confirmă rezultatele noastre, această diferență chiar se accentuează. Deci persoanele peste 65 de ani, dacă sunt infectate și vaccinate, vor avea titruri foarte mare de anticorpi comparativ cu persoanele din aceeași grupă de vârstă, dar care nu au trecut prin infecție. Deci există, pe lângă aceasta, există studii care sugerează că și vaccinarea, de exemplu antigripală sau, de exemplu, împotriva tuberculozei care se aplică, are o contribuție la rândul ei la un nivel atât de crescut al răspunsului imun. Acestea sunt explicațiile pe care noi le avem și le considerăm importante pentru că grupul pe care noi l-am identificat, având acest titlu de anticorp mai mare, era din cel al vârstei cuprinse între 45 și 65 de ani. Ce am mai observat este că titlul mai mare și un nivel mai mare de anticorpi au fost produse de către femei în comparație cu bărbații. Și acest lucru l-am putut observa atât la loturile infectate, cât și la cele neinfectate. Diferența, practic, între grupul de femei infectate și cele neinfectate a fost mare. Deci, femeile infectate au produs foarte mulți anticorpi. Și acest este însă interesant, este că această diferență nu am observat-o la bărbați decât în prima lună. Practic, pe măsură ce am trecut la testarea în a doua, recoltarea din a doua și a treia lună, aceste diferențe nu s-au mai observat atât de mult între grupul de bărbați infectați și cei neinfectați. Acum, la femei, situația a rămas identică pe parcursul celor trei luni, atât în prima lună, cât și în a doua lună și a treia lună, titrul anticorpilor a scăzut, dar diferențele între femeile infectate și neinfectate s-au menținut mari. Deci au fost semnificative statistic. Există câteva studii care au fost realizate și care au comparat grupuri de persoane vaccinate, infectate și neinfectate. Ceea ce noi am făcut acum este diferit față de ce s-a realizat în alte țări, în sensul că acolo testările s-au făcut la 3 luni după vaccinare. Noi am inițiat, este o chestiune nouă care am făcut-o, în sensul că am urmărit în dinamică evoluția aceasta anticorpilor lunar.
Și nu în mod întâmplător, pentru că știm că există un timp de înjumătățire pe care acești anticorpi îl au și care se produce lunar. Evaluarea pe care de altfel am făcut-o se bazează tocmai pe acest detaliu științific. Noi știm foarte bine că imunoglobulina G are acest half-life, în care sunem de aproximativ 24 de zile. Și pornind de la acest lucru, sigur, am realizat această evaluare lunară și care confirmă, de altfel, declinul nivelului de anticorp de la o lună la alta. Sigur că acest lucru noi îl continuăm și dorim tocmai ca să vedem până unde se ajunge, pentru că la un moment dat unii dintre participanții la studiu ne așteptăm ca în perioada următoare să nu mai prezinte o producție de anticorpi corespunzătoare. Și este posibil ca într-un viitor să fie necesară administrarea unei alte doze, cea de-a treia doză, de exemplu, că vorbim de Pfizer. Studiul a fost făcut la persoane care au fost vaccinate cu Pfizer, tocmai pentru a oferi o protecție solidă împotriva SARS-CoV-2. Nu înseamnă că protecția nu există. Există. Și practic orice vaccinare asigură, sigur, condițiile unei imunizări, inclusiv celulare. Vorbim și de imunizarea care se face la nivel celular. Însă este vorba de a asigura o imunitate care să fie corespunzătoare în fața unei infecții, pe de o parte, pe de altă parte, și de a îmbunătăți. Știm foarte bine că tulpinile care au apărut, variantele noi, ridică probleme în ceea ce privește, sigur, evoluția bolii, a pandemiei. Și din acest punct de vedere, o astfel de doză este posibil să fie utilă. Din acest studiu, noi concluziile sunt următoarele. În primul rând, am constatat o scădere a nivelului a titrului de anticorp, care a fost la persoanele care au fost vaccinate și care au fost testate. Și această scădere am observat-o în fiecare lună. În al doilea rând, am observat că persoanele care au trecut prin infecție au avut un titlu cu mult mai mare de anticorp față de cele care nu au trecut prin infecție. Și pornind de la aceste sigur observații, putem să anticipăm cu mențiunea că studiul trebuie să continue și evaluarea trebuie să fie făcută lunar, printr-un model matematic la care vom lucra, cam pe când ne putem aștepta ca să fie necesară o a doua doză. Acest lucru, însă la acest lucru voi putea răspunde în următoarele câteva luni, după ce vom continua cu evaluarea care am început-o. Ce mai este de menționat este faptul că am urmărit și efectele adverse care le-au avut cei care au fost vaccinați. Și două treimi dintre cei vaccinați au prezentat efecte adverse. Sigur că ele au fost minore. Au fost, spre exemplu, cel mai frecvent efect advers întâlnit a fost durerea care a fost resimțită la locul administrării vaccinului. Au mai fost persoane care au avut cefalee, au resimțit oboseală, unele au făcut chiar febră, dar au fost moderate sau chiar minore, a spune, aceste efecte. Ce am făcut? Am comparat persoanele care au avut efecte adverse cu persoanele care nu au avut efecte adverse și am constatat că nu au fost diferențe majore în ceea ce privește producția de anticorpi. Deci, practic, s-au găsit cam în aceeași zonă, cu diferența că au existat o producție de anticorpi mai mare la cei care au fost infectați, comparativ cu cei care nu au trecut prin infecție. Deci, practic, și la acest capitol, când comparăm în funcție de efectele adverse, am găsit diferențe între cele două loturi de infectați și de neinfectați. Vaccinul este foarte eficient. Sunt indicii foarte clare și deja studii care au confirmat eficacitatea acestui vaccin. Eu ce vă pot spune este că toți cei care au intrat în studiul nostru, absolut toți au prezentat anticorpi.
Deci au produs anticorpi. Pe de altă parte, acest vaccin oferă o eficacitate de peste 92%, chiar peste 95% față de varianta originală și chiar față de noile variante care au apărut, inclusiv varianta Delta, care acum este întâlnită în mai multe țări, chiar și în Europa, în Marea Britanie. Până și față de această variantă, vaccinul Pfizer protejează în proporție de aproximativ 88%. Deci eficacitatea este foarte bună, este confirmată, se vede și inclusiv la ce am realizat la Timișoara. Toți cei care au fost testați au produs anticorpi. Circulă, știu eu, o serie de, se fac speculații că cei care, de exemplu, au trecut prin infecție, poate nu mai e nevoie să se vaccineze, că și așa au trecut prin infecție, se creează o imunizare a organismului și nu mai este nevoie să fie vaccinate. Este greșit. Pentru că o persoană care a trecut prin infecție, chiar dacă, sigur, sistemul imun a fost a produs anticorp și s-a realizat o imunizare, s-a realizat la varianta cu care persoana s-a infectat. În fața unor noi variante, cum este această variantă Delta, o persoană care a trecut anterior prin infecție va fi din nou expusă unei infecții. Deci acest detaliu este important și în aceste motive eu recomand ca vaccinarea să fie realizată. Pentru că vaccinul, spre deosebire de cei care trec prin infecție, asigură protecție și față de noile variante care au apărut și care pot să mai apară de acum înainte. Deci, din acest punct de vedere, recomandarea este foarte, foarte clară. Pe de altă parte, o expunere a unei persoane vaccinate la, spre exemplu, varianta Delta, care știm că este foarte contagioasă, se poate conduce la o infecție, dar care să fie cu o simptomatologie minoră sau chiar să fie o infecție asimptomatică. Și în acest punct de vedere, recomandarea este din nou, chiar dacă ești vaccinat, în spațiile închise, ar fi bine să se poarte mască. Atunci când ești în contact cu persoane care nu știi dacă au fost vaccinate. Deci este un detaliu important. Iar vaccinarea ar fi bine să se producă cu cât mai repede, cu atât mai bine, pentru că vedem ce se întâmplă în unele țări în care au existat un program de vaccinare de succes, cum a fost în Israel sau cum a fost în Marea Britanie, și acolo, în momentul în care măsurile de relaxare au fost instituite poate puțin prea repede, și chiar în spații închise, acolo au crescut numărul de cazuri. Se știe că varianta Delta este una dintre variantele foarte contagioase. Dar dacă se realizează această vaccinare și sunt respectate măsurile de protecție în spații închise, în acest fel vom reuși ca să depășim și această perioadă. Persoanele care nu se vaccinează și nu sunt vaccinate vor fi primele expuse în cazul în care vor intra în contact cu varianta Delta. O variantă care am văzut ce a determinat în India, o variantă care tinde să fie majoritară în unele țări europene, inclusiv în Marea Britanie, și ne așteptăm să fie majoritare inclusiv în România. Și din aceste considerente, recomandarea ca persoane să se vaccineze este și mai puternică, pentru că ținta și primii care vor fi afectați vor fi persoanele nevaccinate. Persoanele care sunt vaccinate, e bine să se protejeze în continuare, mai ales dacă sunt vârstnice sau au comorbidități, pentru că la o expunere la varianta Delta se pot infecta. E drept că vor avea o simptomatologie ușoară, dar este o expunere. Și mai bine să fii fără expunere la o variantă atât de contagioasă și agresivă cum este varianta Delta.